Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Sfinția voastră, părinte paroc și decan, dragi părinți profesori, specialiști în tainele Sfintei Scripturi, dați și iubiți credincioși prezenți în catedrala noastră, persoane consacrate, dați și iubiți credincioși, sosiți cu gândul și uniți cu noi în mijloacele de comunicare ale radioului și ale internetului. Dragi și iubiți credincioși de peste hotare, cuvântul tău este făclie pentru pașii mei și lumină pentru cărările mele. Aceste cuvinte ne invită astăzi la un moment particular, și anume, Sfântul Părinte Papa Francisc, la sfârșitul anului milostivirii, recomanda ca toți episcopii, preoții, să așeze în calendarul lor o duminică a Bibliei. Noi am făcut-o în timpul postului mare. Iată că Sfântul Părinte a voit mai mult, nu numai fiecare în parte, și împreună și-a stabilit printr-o scrisoare apostolică aperuit Illis, le-a încredințat tuturor și ne-a încredințat nouă o datorie. Să celebrăm cuvântul Domnului într-o singură duminică, și anume în duminica a treia din timpul anului bisericesc. Pentru aceasta sunt părinții profesori prezenți aici, pentru aceasta suntem noi, ca să ne apropiem de Sfânta Scriptură, apropiindu-ne de Iisus. La cine să mergem? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ne dispunem așadar pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghiei în Duminica Bibliei, în ziua comunicațiilor, în mijloacele de comunicare, avându-l astăzi și pe Sfântul Francisc de Sal. Suntem bucuroși să ne apropiem de altar cu inimi curate, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frate, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți, și pe voi, frate, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Deo.
miluiește-se dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește viața noastră după voința Ta, pentru ca în numele Fiului Tău prea iubit să ne vrednicim a fi tot mai bogați în fapte bune, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. La Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât trei zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea și a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Învață mă, Doamne, cărorile Tale. Învață mă, Doamne, cărorile Tale. Fă-mi cunoscute, Doamne, și învață-mă cărorile Tale. Călăuzește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Adu-ți aminte de mine în milostivirea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Face pe cei sărmani să umble după dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale. Învață-mă, Doamne,
Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu vă spun aceasta, timpul s-a scurtat. În rest, cei care au femeie să fie ca și cum nu ar avea, cei care plâng ca și cum nu ar plânge, cei care se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei care cumpără ca și cum nu ar poseda, cei care se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, căci figura acestei lumi trece. Cuvântul Domnului. Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând: S-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Trecând pe lângă Marea Galilei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. Iisus le-a spus: Veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni. Lăsând îndată năvoadele, l-a urmat. Și mergând puțin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, reparându-și năvoadele în barcă. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el. Cuvântul Domnului! Iisus Hristos. Preasfințite episcop Petru Gheriel, iubiți confrați într-o preoție, dragi și iubiți credincioși. În această zi a Domnului celebrăm împreună cu toți creștinii din Biserica Catolică Duminica Bibliei, ziua sărbătoririi Sfintei Scripturi. Este o inițiativă mai mult decât binevenită, deoarece Biblia este cea mai importantă și sfântă pentru noi creștinii. La început aș vrea să formulez două întrebări. Mai întâi, ce este Biblia și apoi, de ce este importantă Biblia pentru noi? La prima întrebare, ce este Biblia, deși pare superfluă,
Putem să găsim un răspuns. Deși pare că suntem familiari cu Sfânta Scriptură, deși la fiecare Sfântă Liturghie ascultăm lecturi biblice din Vechiul Testament și Noul Testament, deși Biblia e tipărită în limba română și o avem în casele noastre, știm cu adevărat ce este Biblia? Numele Biblie provine din grecescul ta Biblia și înseamnă cărți, cărticele mai exact. Biblia se prezintă asemenea unei colecții, biblioteci, de cărți apărute în epoci diferite și forme literare diferite. Biblia se mai numește Sfânta Scriptură, după cum știm, sau poate purta denumirea de scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dincolo de toate aceste denumiri, consider că cel mai potrivit titlu este cel de Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a ales să se comunice pe sine și planul său cu omenirea prin cuvânt. Oare de ce prin cuvânt? Și a doua întrebare inițială, de ce este atât de importantă Biblia pentru noi? Biblia este importantă pentru că în ea ne vorbește Dumnezeu însuși. Acolo este Duhul Sfânt care inspiră pe autorii sacri. În Biblie noi ne întâlnim cu Hristos, centrul Scripturilor. Un document al Conciliului Vatican al II-lea afirmă că noi trebuie să avem o venerație egală pentru trupul lui Hristos din Euharistie și pentru cuvântul ascultat la celebrările liturgice. Noi ne hrănim cu trupul lui Hristos și la masa euharistică și la masa cuvântului. Biblia este apoi importantă deoarece este cuvântul viu, vital și plin de putere al Domnului. E un cuvânt al Domnului care are putere de mântuire și de viață. Sfântul Paul oferă în scrisoarea către romani o indicație despre forța și energia cuvântului. Spune el, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede. Noi avem nevoie să reafirmăm centralitatea și importanța capitală a Bibliei. Spunea Papa Francisc, ziua dedicată Bibliei vrea să fie nu o dată pe an, ci o dată pentru tot anul, pentru că avem nevoie urgentă să devenim familiari și intimi ai Sfintei Scripturi și ai Celui Înviat, care nu încetează să frângă cuvântul și pâinea în comunitatea credincioșilor. Acum, dacă ne îndreptăm atenția spre liturgia cuvântului, parcă lecturile biblice se potrivesc de minune cu această sărbătoare. Liturgia din duminica aceasta are în centru, pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu, concretizat într-un plan de mântuire realizat în istorie, și pe de altă parte, răspunsul omului, care se concretizează în două atitudini, credința și convertirea. Lectura întâi, care a fost proclamată din cartea lui Iona, relatează predicarea profetului la Ninive, în capitala Asiriei. După 3 zile de predicare, locuitorii cetății se convertesc. Evanghelia, care tocmai a fost proclamată, descrie începuturile predicării din partea lui Hristos. Iisus proclamă cuvântul, vestea bună a bucuriei, anunț al eliberării și chemare la comuniune. Ce transmite cuvântul? Mai întâi ne spune că timpul s-a împlinit. Istoria a ajuns la punctul său culminant. Iisus, cu venirea sa, împarte timpul în două, înainte de Hristos și după Hristos. Chiar dacă se mai schimbă formulele înaintea erei noastre sau era noastră, rămâne Iisus ca centru al timpului și al istoriei. Mai apoi se afirmă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iisus a inaugurat împărăția lui Dumnezeu. El este Domnul, stăpânul istoriei. Tot El trebuie să împărățească, să stăpânească și să impună împărăția dreptății, a păcii și a iubirii. În sfârșit apare invitația, convertiți-vă și credeți în Evanghelie.
Textul evanghelic prezintă apoi chemarea primilor apostoli cu formula: veniți după mine. Cel care ascultă invitația lui Iisus se angajează în urmarea Mântuitorului. La lumina cuvântului, sărbătorii de astăzi, dedicată Bibliei, se poate desprinde o primă învățătură și aș vrea să formulez tot așa două învățături. Prima dintre ele, să citim Biblia pentru a descoperi chipul adevărat al lui Dumnezeu. Aici ar putea să apară o obiecție. Noi nu am studiat teologie, nu avem studii biblice. Cum am putea să înțelegem Biblia? Ne poate inspira o istorioară din tradiția iudaică. Comunitatea era adunată pentru rugăciunea din ziua de sabat, dar rabinul întârzia să inițieze ceremoniile religioase. La un moment dat se rupe tăcerea și rabinul se adresează lumii cu aceste cuvinte: dragii mei, am așteptat, deoarece între noi se află cineva care nu știe carte. Valurile vieții l-au dus către muncă, s-a însurat de tânăr și nu a putut să facă școală. Cunoaște doar primele litere din alfabet. Am așteptat să vină îngerii lui Dumnezeu să amestece acele litere pe care el le știe și să compună o rugăciune în locul lui. Acum putem începe ceremonia sacră. Așadar, pentru a înțelege Biblia și a ne ruga din ea, nu e neapărat nevoie de studii înalte, de multă carte. Și Maria ne poate fi model în această privință, ea care era o femeie simplă. Atunci când a primit vestea îngerului, a înțeles că se împlinesc profețiile, pentru că știa Scripturile. Dar astăzi, cine dintre noi are timp pentru a citi Scripturile? Câți creștini citesc asidu din Sfânta Scriptură, lăsându-se formați de înțelepciunea divină? Aș merge mai departe. Există familii care obișnuiesc să se roage din Evanghelie, din Biblie, și au în vedere, ca datorie primară, călăuzirea copiilor în cunoașterea Bibliei? Un exercițiu practic ar putea fi acesta: să înlocuim o oră de privit la televizor cu o oră de lectură și meditare a unui text din Biblie. Dacă citim Biblia cu atenție, cu venerație, descoperim apoi cine este Dumnezeu. Pentru că e o întrebare care trebuie să ne interpeleze pe toți, pe fiecare dintre noi. Cine este Dumnezeu în definitiv? Uneori imaginea noastră despre Dumnezeu ori este falsă, ori deformată. Avem impresia că există în Biblie un Dumnezeu sever, care judecă și pedepsește. Ori numele lui Dumnezeu este milă, milostivire, Dumnezeu bogat în milostivire. Modul constant de a acționa al Domnului în Vechiul Testament este caracterizat de milă. Domnul nu ia în calcul păcatele, nu pedepsește, ci iartă. Potrivit unui text din Exod, Domnul poate să se mânie până la a patra generație, dar îndurarea sa se revarsă până la a mia generație, infinit mai mult. Dacă Domnul este bun și milostiv, El nu poate fi vinovat de relele care se întâmplă în lume. Eșecurile se datorează păcatelor. Dacă lumea nu merge bine, înseamnă că noi facem lumea asta să meargă rău. Așadar, Biblia ne spune că Domnul este tolerant, răbdător, plin de îndurare. E Dumnezeul răbdării, al libertății și al vieții. Un Dumnezeu care vrea binele, mereu și cu orice preț. A doua învățătură privește modul cum ne raportăm la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul omului în fața cuvântului s-ar putea rezuma la 3 C. Întâi credința, mai apoi convertirea și colaborarea. Credința, convertirea și colaborarea. Întâi de toate credința. Credința aceasta nu este abstractă, nu este teoretică, este abandonarea în brațele lui Dumnezeu. Este încrederea totală și radicală în El și în voința Sa. Credința creștină nu se referă la acceptarea unui adevăr,
ci la adeziunea la o persoană. Potrivit Bibliei, nu credem în ceva, ci credem în cineva, într-o persoană. Credința este o relație cu o persoană, este un stil de viață până la urmă. Mai apoi convertirea, a doua atitudine de răspuns în fața cuvântului. Convertirea pentru Biblie înseamnă întoarcerea de la calea răului, de la un drum greșit care ne rătăcește. În Noul Testament, convertirea e redată prin termenul metanoia, care înseamnă schimbarea minții. Convertirea este schimbarea minții și a mentalității, chiar a stilului de viață. Ea constă în principal în recuperarea încrederii în Dumnezeu bogat în milostivire. Convertiți fiind, devenim și trăim ca oameni noi, trăim o viață nouă. Biblia este o carte despre convertire, despre schimbarea modului de a gândi și a trăi valorile importante ale binelui, ale dreptății, ale sfințeniei și carității. Și a treia atitudine de răspuns în fața cuvântului este colaborarea. Noi trebuie să colaborăm cu Dumnezeu. În unele cazuri pare că Dumnezeu lipsește, dar asta se întâmplă deoarece noi nu îl ducem pe Dumnezeu la oameni. Sau pare că Dumnezeu întârzie, dar asta se întâmplă din cauza omului care spune nu și refuză să colaboreze cu Domnul. E foarte sugestivă imaginea din Cartea Apocalipsului, preluată și de Papa Francisc în scrisoarea Aperuit Illis, prin care decretează Duminica Bibliei. Spune textul din Apocalips: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă împreună cu el. Acest cuvânt al Domnului îl interpelează pe om și îl cheamă. După ce am răspuns la chemare și am deschis ușa inimii, putem face pasul următor. Hristos trece pe căile istoriei și ale lumii. Mai întâi ne fixează cu privirea sa, care nu ne poate lăsa indiferent, și ne cheamă. Adresează acest cuvânt deosebit de semnificativ: urmează-mă! Iar noi trebuie să răspundem și să ne punem pe urmele Învățătorului. Chemarea esențială pentru orice creștin este aceea de a-L urma pe Hristos. Esența creștinismului s-ar putea rezuma astfel în cuvintele: urmează-mă, vino după mine. În încheiere, reiau prima învățătură cu un îndemn: să ne apropiem de Biblie și să o citim. Și a doua învățătură sugerează să punem în aplicare cuvintele Scripturii, să transpunem cuvântul în viața personală prin cele trei atitudini, cei trei C: credința, convertirea și colaborarea cu Domnul. Ne rugăm la această Sfântă Liturghie, prin mijlocirea Mariei, să primim capacitatea de a înțelege cuvântul și voința lui Dumnezeu exprimate în Biblie și puterea de a trăi acest cuvânt cu speranță și bucurie. Amin. Fraților prea iubiți, în lumina acestei învățături, ultimul cuvânt a fost credință. Acum, în ziua când celebrăm Biblia, Cartea Credinței, noi cu toții ne reînnoim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul Cerului. Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl,
Fraților preiubiți, Iisus a intrat în istoria noastră a oamenilor și ne invită să ne folosim bine timpul. Să-i cerem în rugăciunea noastră puterea de a face binele pentru a ne umple viața cu tot ceea ce este bun, să ne rugăm spunând, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca Biserica lui Dumnezeu să fie semn credibil al timpurilor noi pregătite de Domnul, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca oamenii timpului nostru să nu se limiteze numai la bunăstare și la realizarea scopurilor pur materiale, ci să-și propună ca scop o societate bogată în valori spirituale, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca tinerii să elaboreze planuri nobile de realizat în timp pentru edificarea unei lumi pe măsura omului și a lui Dumnezeu, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca vârstnicii să-L poată primi cu încredere și sănătate pe Hristos, care le vine în întâmpinare ca mântuitor și dătător de viață, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca în comunitatea noastră să fie tot mai multe persoane deschise față de cei săraci, gata să-și dăruiască din timpul lor pentru fraternitate și împărtășire, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Pentru ca toți credincioșii răposați să fie primiți cât mai curând în ceata fericiților din cer, să ne rugăm, călăuzește, Doamne, drumul nostru. Doamne, conștienți că timpul este scurt, dă-ne harul de a căuta ceea ce este important pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru societatea în care trăim, și să realizăm zi de zi ceea ce este drept în fața Ta. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunăvoință și sfințește darurile noastre, ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept, necuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, și Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El, milostivindu-se de rătăcinile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și îndurând chinul cruci, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind de morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale zicând fără încetare. Darurile acestea, croa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând,
luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, punea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn de pace.
temelului Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va da. O, Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te aduce, te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, fă te rugăm, ca noi care am primit harul tău de dor de viață, să fim întotdeauna mândri de darul primit prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă rețin atenția, iubiți credincioși, cu câteva anunțuri. Vă rog să luați loc. Așadar, astăzi este a cincea duminică a Bibliei. De asemenea, este și a 68-a zi mondială a bolnavilor de lepră. Și evident, nu uităm că este ziua Unirii, ziua Micii Uniri, cum este numită. Mulțumim Preasfințitului Petru pentru că a prezidat această liturghie solemnă. Mulțumim părinților profesori de la institut, mulțumim părintelui predicator, Părintele Iulian Făroanu, preot de Sfânta Scriptură, profesor de Sfânta Scriptură, scuze, la institut, și de asemenea mulțumim prezenței Părintelui Adrian Bljuță, directorul trustului RCS Media, directorul presei bune astăzi, așa cum anunța Preasfințitul la început. Amintim și memoria Sfântului Francisc de Sal, care este patronul ziariștilor. Mâine, luni, 25 ianuarie, în sărbătoarea convertirii Sfântului Paul, cu celebrarea de la ora 17 de aici, din catedrală, se încheie săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Sperăm ca Harul Domnului să lucreze în inimile tuturor acelora care și anul acesta s-au adunat în diferite locații și au invocat de la Domnul darul unității. În continuare îi rugăm pe părinții copiilor născuți în 2012 sau anterior să îi înscrie la biroul parohial pentru întâia împărtășanie. Vom reveni ulterior cu detalii referitori la aceasta. Suntem, iubiți credincioși, în ultima săptămână a programului de sfințire a caselor și binecuvântarea familiilor. Pentru a reuși să ne organizăm mai bine în fiecare zi, în eventualitatea în care v-ați schimbat numărul de telefon, trimiteți, vă rugăm, un mesaj părintelui care este programat să ajungă la dumneavoastră. La fel, printr-un mesaj puteți să precizați ora după care sau înainte de care sunteți de găsit sau, dacă doriți, să amânați sfințirea locuinței pentru mai târziu. Vă sugerăm să aveți la îndemână o cruce pe care să o venerați cu pietate atunci când veți primi binecuvântarea. Simbria și celelalte contribuții, vă rugăm să le puneți în plic, să scrieți numele și adresa și să-l încredințați preotului care vă vizitează sau să-l aduceți atunci când veți dori la biroul parohial. De asemenea, cine este dispus să ne susțină și anul acesta prin dirijarea celor 2% din impozitul pe salariu sau pensie de anul trecut către parohia noastră, este rugat să completeze formularul și să-l lase la biroul parohial sau la părintele care ajunge cu sfințirea casei. Vă mulțumim și pentru acest gest al dumneavoastră. Vă dorim o săptămână binecuvântată în continuare și multă sănătate tuturor. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă rog să mai rămâneți o clipă la cuvântul părintelui decan, din încredințarea Preasfințitului Iosif, care sigur astăzi se roagă împreună cu frații ortodoxi pentru poporul nostru, pentru unitatea noastră, pentru istoria și viitorul nostru, din încredințarea Preasfințitului, care a iubit și iubește foarte mult această duminică a Bibliei, țin să aduc tuturor cernicilor părinți profesori care sunt prezenți aici astăzi în altar, mulțumirea Preasfinției sale și prețuirea Preasfinției sale, ca și tuturor celorlalți care astăzi au participat la această celebrare sfântă. Este inima creștinului, unde întâlnește toată dragostea lui Dumnezeu. Sigur că un gând particular trebuie să spun pe lângă
salutul pe care vrea Sfințitul să-l dă și îl transmit eu dumneavoastră celor de aici. Dumneavoastră, dați și viți credincioși care sunteți uniți mereu cu noi în intermediul internetului sau radioului. O mulțumire specială tuturor celor care ne fac posibilă această trăire a comuniunii creștine, a participării tuturor la viața noastră de biserică locală. Sigur că, chip deosebit, am primit de la Sfântul Iosif această recomandare să-i mulțumim Părintelui Fărăvanu, care anul acesta ne-a prezentat cuvânt de învățătură. Sigur, Părintelui Antil Iosif, care știu că anul trecut a fost la rând și o să fie. Și sigur, Părintelui Eduard Patrașcu, care a tenut să fie prezent și a prezentat cuvântul său la radio de dimineața la orele 8. Sigur că suntem bucuroși pentru că avem posibilitatea de a trăi împreună bucuria întâlnirii cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este numită Biblia, scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către noi. Așadar, primiți, vă rog, acest salut, aceste mulțumiri, această dorință ca să aveți nu numai ambiția, dar cu adevărat motivație puternică, iubire, să aveți în casă, cum spunea Părintele Crucea, dar și o Sfântă Scriptură. Mai acar cea care este exact cuvântul lui Iisus, care ne dă nouă speranță, Evangheliile și lecturile sfinte. Acestea implorăm de la Dumnezeu acum la sfârșit binecuvântare pentru cei ce suferă de lepră. Invocăm acum la sfârșit binecuvântare pentru cei care lucrează în mass media, așa cum a spus și Părintele Decan, și sigur, peste toți cei care în aceste zile ați primit și primiți preotul cu binecuvântarea în casă. Și acum ridicăm picioare. Ne dispunem pentru a primi binecuvântarea de la Dumnezeu, Cel care ne-a chemat aici și ne însoțește, ca să ne întărească și să trece prin toate greutățile. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Aria cu cerul și pământul. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. S-a sfârșit, mergeți în pace.